Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! Metropolă Anunnaki de peste 200.000 de ani descoperită în Africa. Descoperirea incredibilă a fost făcută în Africa de Sud, la aproximativ 150 de kilometri vest de portul Maputo. Cu câțiva ani în urmă, acolo au fost descoperite rămășițele unei imense metropole antice, răspândite pe o suprafață de 1500 de kilometri pătrați. Este cel mai vechi oraș de pe pământ și, potrivit cercetătorilor, face parte dintr-o comunitate și mai mare de 10.000 de kilometri pătrați. După cum ne asigură cercetătorii, structura antică a fost construită cu 160.000 sau 200.000 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Iar această descoperire uluitoare arată că a existat o civilizație pierdută înaintea apariției civilizației umane. Au fost extratereștri Anunnaki, așa cum sugerează teoriile istorice alternative sau alte entități necunoscute? Zecharia Sitkin și alți susținători ai teoriei astronauților antici sugerează că astfel de artefacte sunt dovezi ale unei civilizații extraterestre străvechi, în timp ce Graham Hancock și alții spun că e vorba de civilizații umane avansate necunoscute. Complexul pare a avea o suprafață totală de 1500 de kilometri pătrați, fiecare zid având 3-5 metri înălțime pe alocuri. Cu toate acestea, pereții erau mult mai înalți la vremea lor, dar ei au fost afectați de eroziunea meteorologică. Pentru a face situl mai interesant, el este situat geologic lângă numeroase mine de aur, sugerându-se că aici au lucrat primii mineri de aur. Au fost mereu acolo, iar oamenii i-au văzut în trecut, dar nimeni nu știe cine le-a făcut sau de ce. Nimeni nu și-a dat seama câți erau până de curând. Acum sunt peste tot, mii nu sunt, sute de mii. Iar povestea pe care o spun este cea mai semnificativă poveste a umanității, dar este una pe care mulți oameni ar putea să nu fie dispuși să o audă. Se pare că a fost dezvoltat și face parte dintr-o comunitate mult mai mare de peste 10.000 de kilometri pătrați, de la 160.000 la 200.000 de ani înainte de nașterea lui Hristos. O imagine arată un prim plan de câteva sute de metri a peisajului rural capturat de Google Earth. Regiunea este îndepărtată, iar fermierii locali întâlnesc frecvent cercuri despre care se spune că au fost create de popoarele indigene în trecut, dar în mod ciudat nimănui nu i-a dat prin minte să se întrebe cine ar fi putut să o facă sau cât de vechi este. Acest lucru s-a schimbat atunci când Michael Tellinger, un cercetător și romancier, a făcut echipă cu Johan Heine, un pompier local și pilot, care a monitorizat rămășițele din aer de ani de zile. Heine a avut avantajul distinct de a fi martor la numărul și amploarea acestor fundații neobișnuite de piatră și era conștient de faptul că semnificația lor era subevaluată. N-am avut nicio idee. Când Johan mi-a făcut cunoștință cu ruinele antice de piatră din Africa de Sud, despre descoperirile incredibile făcute în ultimii ani sau doi, fotografiile, artefactele și dovezile care au acumulat, fără îndoială un pierdut și nemai văzut până acum, civilizația este înainte. Toate celelalte nu pentru câteva sute de ani sau câteva mii de ani. Dar timp de mii de ani, aceste descoperiri sunt atât de șocante încât sunt greu de înțeles de către istoricul existent. Fraternitatea, așa cum am experimentat deja, va necesita o schimbare totală de paradigmă în modul în care vedem istoria umanității noastre, a spus Tellinger. Zona este semnificativă datorită abundenței rezervelor de aur. Mii de mine de aur antice descoperite în această parte a lumii în ultimii 500 de ani mărturisesc o civilizație pierdută care a existat și a căutat aur de mii de ani, adaugă Tellinger.
și dacă acesta este cu adevărat leagănul umanității, am putea fi martorii acțiunilor celei mai vechi civilizații de pe planetă. Apoi, în limitele dreptunghiului, efectuați o căutare la nivel scăzut. Pur și simplu remarcabil, situl se află la aproximativ 150 de kilometri de un port bun, unde comerțul maritim ar fi putut contribui la hrănirea unei populații atât de vaste. Dar rețineți că vorbim despre o metropolă veche de aproape 200.000 de ani. Rămășițele individuale, în special majoritatea cercurilor de piatră, au fost îngropate în nisip și pot fi văzute doar prin satelit sau din avion. Unele au fost scoase la iveală prin eroziunea care a făcut ca nisipul să se topească, expunând pereții și fundațiile. Când europenii au văzut pentru prima dată aceste rămășițe, ei au crezut că erau coral de animale creați de triburile nomadice atunci când au mers spre sud și au ocupat pământul în secolul al XIII-lea. Nu existau dovezi în trecut că vreo civilizație ar putea deveni suficient de mare pentru a susține o populație densă. Deoarece amploarea ruinelor era necunoscută, s-a depus puțin efort în investigarea sitului. Oameni precum Cyril Hromnick, Richard Wade, Johann Heine și alții au descoperit în ultimii 20 de ani că aceste construcții din piatră nu sunt ceea ce par a fi. Într-adevăr, mulți oameni cred acum că ruinele templelor antice și observatoarele astronomice ale civilizațiilor antice datează de mii de ani. Aceste ruine circulare masive pot fi apreciate doar din aer sau din imaginile actuale din satelit, deoarece acoperă o zonă foarte mare. Multe dintre ele au fost aproape total erodate sau acoperite de terasamentele agricole și legate de climă. Unele ziduri antice au durat suficient de mult pentru a-și demonstra proporțiile masive, unele fiind înalte de aproximativ 5 picioare și mai mult de un metru lățime în unele locuri. În ceea ce privește întregul oraș sau metropolis, este evident că a fost o comunitate bine planificată, dezvoltată de o civilizație foarte evoluată. Numărul de mine de aur antice sugerează motivul comunității pentru această locație. Am găsit drumuri, unele care se întind pe sute de kilometri, care leagă comunitatea și agricultura terasată, foarte asemănătoare cu cele găsite în așezările incașe din Peru. Dar o întrebare cere un răspuns. Cum ar fi putut oamenii să realizeze asta acum 200.000 de ani? Din păcate, istoricii nu au nicio dorință să efectueze un studiu aprofundat asupra acestui sit din Africa de Sud, și asta pentru că nu se potrivește teoriei oficiale, conform căreia civilizația umană a apărut doar cu câteva mii de ani în urmă. Foarte interesant, dar conform cercetătorului Zecharia Sitkin, extratereștrii Anunnaki ar fi venit de pe Nibiru pe Terra în urmă cu 200.000 de ani, pentru a exploata aurul din Africa de care aveau nevoie pentru planeta lor. Dragilor, acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!